La Palatul Arhiepiscopiei Tomisului, pregătirile de bobotează sunt în toi. Zeci de oameni au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a lipi etichetele special tipărite pentru sticlele în care va fi turnată apa sfințită. Anul acesta avem tot circa 200.000 de sticle pe care, iată, le pregătim, le etichetăm, le vom umple duminică. Am comandat mai multe butoaie, încă 7 butoaie de 5 tone, la fiecare câte 8 robineți. Și atunci putem să scurtăm timpul de umplere. Pentru unii, enoriaș a devenit o tradiție să dea o mână de ajutor la pregătirea sticlelor pentru bobotează. Nu este deloc ușor, trebuie să știi exact cum să lipești eticheta. Este al 4-lea an în care fac asta și mi se pare așa că îți găsești liniștea printre oamenii ăștia, au povești interesante de viață și atunci stai de vorbă cu ei, afli noutăți, totodată îi văd că se și roagă când fac asta și atunci cred că și eu mă liniștesc alături de ei. Ce vă împinge? Ce vă determină? Un gând de a face faptă bună. Voluntarii spun că nici nu simt oboseala. De vreo 3 ani, 4 ani, nu de mult timp, când am aflat. Și ce vă împinge? Nu știu, nu pot să văd. Mă împinge ceva, adică simt nevoia să vin. Dacă nu vin, simt un gol. Și când vin aici, e altceva. Înțelegeți, e comunitate, e rugăciune. Vii dimineața, trebuie seara la 6-7. Nu simți boboțeala. O să stai acasă, când stai acasă, decât vii aici. Slujba de bobotează va avea loc luni pe faleza cazinoului din Constanța. La finalul liturghiei, arhiepiscopul Tomisului va arunca în apele mării 3 cruci de lemn, pe care mai mulți tineri vor încerca să le recupereze pentru a avea noroc tot anul.